Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea Efeseni, capitolul 4, și vom citi de la versetul 17, pagina în Biblie 1148. Iată dar ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dar la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin n-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape de său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice inimă, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. La citirea aceasta aș putea spune ca un poet că n-ar fi multe lucruri de tâlcuit de aici înainte. Pentru că e foarte clară, e pe înțelesul nostru. M-am gândit să am un cuvânt de învățătură pentru dumneavoastră de aici, de unde n-am mai predicat niciodată. Și oricât mi s-au dus gândul la alte predici care erau pregătite mai bine, am rămas la îndemnul Duhului ca să predic în seara aceasta de aici. Frații mei, Cartea Efeseni spun cercetătorul în Scripturii că este o carte simetrică. Ea are în compunerea ei 6 capitole, 3 vorbesc de identitatea noastră, de poziția noastră. Primele 3 capitole din Cartea Efeseni spune cine suntem noi. Și următoarele 3 capitole vorbesc de practica, de trăirea noastră. Cum trebuie să trăim față de poziția care o avem, de identitatea noastră. Acum, uitându-ne în capitolul 4, vom observa că Apostolul Pavel împarte oamenii în două categorii, în două grupuri. Sunt prezentate aici două entități. Și să știți dumneavoastră că din cele 7,5 miliarde de oameni, cât locuiesc acum pe pământ, oamenii se împart în două. Și nu mai multe părți. În 1 Ioan 3:10, Apostolul Iubirii spune așa: prin aceasta se deosebesc copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului. Deci oamenii pot să fie copii al lui Dumnezeu sau pot să fie copiii diavolului. Frații mei, pe una din aceste liste este trecut și tu. Că purgatoriu e invenție catolică, nu este purgatoriu. Ori ești copilul lui Dumnezeu, ori ești copilul diavolului. Sunt prea tranșant, nu? Dar nu vorbesc de la mine, asta spune Biblia. În capitolul 4 spuneam că Pavel Apostolul împarte oamenii în două categorii.
În prima parte, de la versetul 1 până la versetul 17, vorbește de creștini, de cei răscumpărați, de Biserica lui Dumnezeu, iar în versetul 17, Pavel vorbește de o altă categorie, spunând: iată ce vă spun și vă mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgâni. Deci sunt creștini și sunt păgâni. Tu pe care listă ești trecut? Pe cea a creștinilor? Sau pe cea a păgânilor? Sau poate careva din voi îmi spune: mai lasă-mă, Domnule, în pace cu listele. Eu știu oameni care nu sunt de acord cu tabele, care nu sunt de acord cu evidențele, care nu sunt de acord cu listele astea. Și ei spun în Biserica Domnului, așa ca 1 Corinteni 12:13. Intrarea în trupul lui Hristos se face prin botez. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de același trup, să alcătuim un singur trup. Eu sunt de acord într-un totul cu gândul lor. Dar și ei trebuie să fie de acord cu mine, că în Sfânta Scriptură, Dumnezeu, care în Dumnezeu a rânduierii, are liste și tabele. Odată predică Apostolul Petru. O predică extraordinară. Și Luca consemnează în Cartea Faptele Apostolilor că la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. De unde știa Luca că s-au adăugat 3.000 de suflete? Păi cineva i-a numărat. Și până la urmă, este Luca un adept al statisticilor? Putea să spună că Petru a predicat și unii s-au pocăit, nu? Dar Duhul Sfânt îl pune pe Luca, Luca scrie, 3.000 s-au pocăit, că cineva i-a numărat. Între sfințe de la Ierusalim apare o problemă. Vândurile care vorbeau grecește erau trecute cu vederea la învățirea ajutoarelor. Erau pe altă listă. Și eu spun, da, asta e problemă de apostol, asta e problemă de sfânt. Și vine mai târziu apostolul Pavel, omul care a fost răpit în al treilea cer, care a primit Evanghelia direct din cer de la Dumnezeu, el se prezintă, spune: fraților, Evanghelia care propovăduiesc eu nu-i de o gârșie omenească. Eu n-am învățat-o de la nimeni, ci prin descoperire. Și omul ăsta, un monument de cultură, șef de promoție la picioarele lui Gamaliel, de potul vestitului Eagle, da? În care termină școala cu media maximă, într-o zi se ocupă de o listă și spune: o văduvă ca să fie trecută pe lista văduvă. Dar asta e problema lui Pavel? Listele cu văduvele e problema celui mare apostol? Dați-mă! În Sfânta Scriptură apară liste, tabele și evidențe. Acum eu repet întrebarea aceasta. În Biserica Domnului și în spăgâri. Undeva ești trecut și tu. Și în seara aceasta aș vrea să vorbim de măsura de creștere duhovnicească pe care o avem noi. Când 4:15 Efeseni spunea: ca să creșteți în toate privințele. Ăsta e tema predicării. E gândul învățăturii mele din seara aceasta. Să ne uităm la măsura de creștere duhovnicească, pentru că și aseară am vorbit de Duhul Sfânt. În primele versete, Apostolul Pavel prezintă Biserica Domnului. Și la Biserica Domnului, el prezintă trei lucruri în mod deosebit. Primul lucru, induce în atenția cititorilor gândul unității. Deci când vorbim de biserică, vorbim de unitate, vorbim de activitate și vorbim de plinătate. Haideți să vorbim ceva de unitatea bisericii. Spunea Apostolul Pavel așa, dăm foaia înapoi. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Din totdeauna oamenii au știut că unitatea conferă putere. Atunci când oamenii se unesc, sunt mai puternici. Argheza avea o poezie, nu știu dacă mai știți dumneavoastră, că într-o zi pe l-a sfințit, șoarece l-a îndrăznit, să se creadă în putere, să prade stupul miere. Și acolo el descrie cum albinele l-au învelit în ceară și l-au scos afară pe urgeniști. Era un intrus acolo.
Știți care e morala? Că puterea se adună din toți micii împreună. Am făcut la școală poezia asta, nu? Ei bine, fraților, în seara asta vreau să vă spun că unitatea bisericii dumneavoastră aduce puterea. Acolo unde oamenii se unesc, acolo sunt mai tari, sunt mai puternici. Și Doamne, dă unitate în biserica aceasta. Amin. Când vorbim de stăluințele primile apostolilor, Fapte 2 cu 42, îți prezentate acolo patru stăluinți. Ei stăluiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Mai târziu apar și alte stăluinți, dar ne oprim la una din ele. Ei stăluiau în legătura frățească. Că ceea ce duce la unitatea bisericii este legătura frățească. Eu mi-am imaginat legătura frățească ca o funie împletită din mai multe șuvițe. Legătura frățească îi alcătuită din mai multe mici legături. Prima legătură din funia asta o întâlnim în Filipeni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Deci dacă mai este vreo îndemnare în Hristos, dacă mai este vreo mânduire în dragoste, dacă mai este vreo legătură a Duhului, dacă mai este vreo îndurare și milostivire, faceți-mi bucuria de plin, aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deci când vorbim de legătura frățească, care trebuie să fie în adunarea asta, prima șubiță se numește legătura Duhului. Că despre asta am predicat noi și aseară, despre asta predicăm și aici. Noi toți am fost botezați de un singur Duh și avem legătura Duhului între noi, slăvit să fie Domnul. Amin? Amin. Eu mă întreb, cum stați dumneavoastră cu legătura Duhului? O aveți aici în adunare? Că legătura asta a Duhului duce la unitatea bisericii. O altă legătură din funia asta, numită legătura frățească, o întâlnim în Coloseni, capitolul 3, versetul 14. Dar mai presus de toate acestea, fraților, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Există legătura dragostei. Biserica Domnului comparată odată cu o casă, da? Evrei 3 cu 6. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Sau Petru 2 cu 5. Și noi, ca niște Petru vii, suntem chemați să alcătuim o casă duhovnicească. În casa asta, când se zidește, acelii cărămizi sunt prinse cu mortar, ca să nu mai fugă, să fie trainică. Liantul ăsta, mortarul ăsta care prinde pe pocăit de pocăit, se cheamă legătura dragostei. Și Dumnezeu să ne o dea, amin? Casa mea, fiind băiat năcăjit, am zidit-o eu, cu mâinile mele, eu cu nevastă. Și aveam niște beciauri făcute în România, în vremea lui Ceaușescu, și am observat că nu erau tăiate drept, vine zidarul și cu ciocanul în dreapta. Eu m-am întâlnit așa pocăiți care au colțuri. Așa de colțuroși că nu te poți lipi de el, Doamne. Nici la cor, nici la predică, nici în prorocie. Și atunci vine zidarul ce era mare și ne ciubește, ne taie. Acum sunt polizoare. Și bagă polizorul în tine și te polizează. Și când te polizează, tu trimiți bilete la învol. Nu mai pot, frate, o rugăciune din cauză. Dar vine polizorul, te fețuiește frumos, și pe mine, și pe el, că și el are corțurile lui, și ne pune să stăm unul lângă altul. Și după ce ne pune unul lângă altul, ne mai dă și un ciocan așa dintr-o parte, lipiți-vă tare, lipiți-vă tare. Și apoi pune legătură, pune liantul ăla, care e legătura dragostei. Și nici nu se oprește aici, că deasupra mea mai pun un rând, și mai pun un rând. Și am deasupra mea alții și eu suport greutatea lor. Dar așa e zidit casa aceasta. Și noi suntem chemați să fim o casă. Eu vă întreb acum pe dumneavoastră, cum stați cu legătura dragostei? Când vorbește Pavel de biserică, spune că biserica prima dată trebuie să fie una. Și am vorbit de legătura Duhului, legătura dragostei. Efeseni, unde am citit 4 cu 3, spune și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura
Păi, o altă legătură din funia asta numită legătura frățească. Este un singur trup, un singur duh, o singură nădejde a chemării, un singur domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu. Asta înseamnă unitate. Și vine Padre și spune, dacă faceți parte din Biserica lui Dumnezeu, voi aveți unitate pentru că ați realizat legătura frățească. Cât de crescuți suntem noi în privința aceasta? Pentru că diavolul știe că dacă adunarea de aici, nu-mi pune să vă spun numele că nu știu, adunarea de aici din satul ăsta îi în unitate și are legăturile astea, adunarea e tare. Și acum avem vrășmași în salul 2. Și spune, pentru ce se întâlnă neamul și se ridică împotriva unsului tău, versetul 3 spune, să le rupem legăturile. Vrea diavolul ca vouă să vă rupă legăturile, fraților. Legătura dragoste, legătura Duhului, legătura păcii. Asta vrea diavolul, dar eu vă rog în seara asta, în numele Domnului Iisus, stăruiți în dragoste frățească. Amin? Ei bine, cum se explică faptul când Londra am fost, tare de mult, și fratele mi-a spus, frate Dragoș, în Londra, în cadrul comunității de pentecostali români, sunt 36 de biserici. Și eu m-am întrebat, oare chiar trebuiau 36 de adunări? Când se rupe o adunare în două, în trei, să se inițiază, să fac grupulețe, dragostea care o aveți se rupe? Dragostea vă pune să o faceți? Și atunci sunt obligat să vorbiți de momente în care se justifică o rupere, o despărțire, și momente când nu se justifică. L-am cunoscut foarte bine pe fratele Voroveț. Domnul a chemat acasă la 93 de ani, a fost un pionier în credință, născut și trăit în Caminga. Un apostol care putea spune capabil, semnele unui apostol le-ați văzut între voi. Un om folosit de Dumnezeu în mod extraordinar, un om prin care Dumnezeu vindeca și vorbea extraordinar, un om care a avut parte de 7 arestări, care a trăit ani și ani de zile în Siberia, și printre multele întâmplări, el ne povestea odată una. Fusese la rugăciune la vicomul de sus. Era în vreme de prigoană, în vremea lui Antonescu. Și cum mergea el în jos prin Caminga, eu am fost de multe ori, și la Vicom, și la Caminga, Caminga e dincolo, la ucraineni acum. Frații lor și eu rup Bucovina în două. Cum mergea el în coru, soare, cal, vara, venea pe drumul om spre el. Și Duhul Sfânt îi spune, când te întâlnești cu omul ăla, îi spui, pacea Domnului. Dar el se gândește, dar cine e? Poate fi un legionar, poate fi un prigonitor, poate pentru o pacea Domnului să mă duc 25 ani la pușcărie. Omul era sătul de pușcărie și de ani de Siberia. Și a spus că când am să trec în dreptul ei, a zis, bună ziua. Dar înainte de a ajunge în dreptul lui, fără să vrea, el strigă la ăla care venea. Pacea Domnului Iisus. Ăla se oprește, ia pălăria din cap și o aruncă în sus și strigă slăvii să fie Domnul. Ăsta se oprește, mă, ce manifestarea străinului? Și spune, Domnule, de ce timp bucuria ta de tare? Frate, eu am fost la rugăciune la Caminga, eu sunt din Vicor. Și am avut o descoperire. În drumul tău spre casă te vei întâlni cu un sol al meu. Dacă ascult de el, vei trăi, iar dacă nu vei voi să ascult, vei muri. Și acum, uite, mă apropii de Vicov și nu m-am întâlnit cu niciun om. Uite, acolo e Vicov, intră în sat, tu ești singurul om, tu ești solul Domnul. Spune ce să fac ca să nu mor. Dar fratele îți gândește, ce să-i spune omul ăsta, Domnule, ca să nu moară? Și intră să stă de vorbă cu el, dar de unde ești, de în Vicov, dar cum te cheamă, așa. Și aude dintr-o dată că omul ăsta și-o adus aminte, o auzit, corupt adunarea din Vicov. O luat o parte de frate, s-a adunat la el acasă, că prezbitul nu-i bun, că nu-i pus de tot, că nu așa, că nu așa. Și atunci el spune, omule, uite ce spune eu ție. Du-te acasă, ia frate care sunt cu tine și du-i la adunare. Duceți-vă la adunare. Și el spune, frate, dar tu nu știi cine e prezbitul nostru, tu nu știi cât de greșel are el,
dacă vrei să trăiești, mă ascult, dacă nu, treaba ta. Și să fii spart. Ăsta se duce la Vivo, dar nu e frate să se ducă la adunare. Stă așa în încăpățânarea lui acolo, Domnul îngăde o boală, o cangrenă la picior. A început ca piciorul să îi se mănânce oasele. Când o văzut, o luat frate și a spus, băi, hai la adunare. Și-a plecat o frate la adunare și-a cerut iertare, frate i-a primit, s-a integrat, dar piciorul bolnav. Frața acum a început să se roage, să postească pentru el, l-a adus înaintea Domnului și în urma unei rugăciuni a ieșit o prorocie și a spus, nu-l vindec, îi las să-i taie piciorul ca să-l doară și pe el când m-a durut pe mine, când m-a rupt trupul meu. Și omul acestuia i-a tăiat în câteva rânduri piciorul, cangrena pot să ridica în sus, când i-a tăiat ultima dată de șol, omul ăsta a murit în chinuri groaznice. E povestea fratului, vă rugăți, de mult. De când era mama mică, mama mea, născută în pocăință, bunicul meu, condamnat la Cernăuf pe 25 ani. În luna februarie, l-a dus bătut, descult, pe gheață și de pază. Cunosc-o dacă istoria penticostalismului în Bucovina. Dar atunci mi-a spus așa, a spus Duhul Sfânt, Dumnezeu, nu-l vindec, lasă-l să-l doară și pe el cum o rup pe mine. Ruperea bisericilor nu e o joacă. Nu-mi convine ceva aici, nu m-ai pus la preț, când am intrat în comitet, nu nimic, o rup biserica. Frate, am avut momente când am fost păstor, apreciat și aplaudat și lăudat, și niște frați mi-au spus că nu ești bun de Domnul. Stai pe ultima bancă. 7 ani de zile a stat pe ultima bancă. Și-au venit frații și-au spus, măi, soluția ei facem 2 adunări, în una să fii tu și în una să fie ei. Și am spus, facem 10 adunări, eu nu sunt de niciuna. Eu nu tai copilul ca femeia aceea. Ei adunarea, crească-o bine, crească-o în voia Domnului, eu nu tai copilul în două. Eu nu rup adunarea în două. După 7 ani mi-a spus, frate, nu vrei să fii păstor la noi? Și am spus, eu sunt același. Și-o te frate, iertate și sunt păstor în adunare. Ruperea adunărilor, fragmentarea, grupulețe, nu e prea multă dragoste. Spunea Emil Bulgăr într-o poezie, pentru pânza de iubire, îi războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire, noi le înnotăm mereu. Fie seara aceasta, seara în care se mai înnoată niște legături. Amin. 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 Și dacă în pânza asta apar găuri, fisuri, că diavolul vine ca să junge, să pradă și să împrăștie. Aș dori ca Domnul să ne ajute să trăim în unitate. Amin. Amin. Până la urmă, sunt cazuri când este justificată despărțirea unei adunări. De exemplu, când o adunare numeric este foarte mare, ajunge la sute și la mii de oameni, există pericolul din Luca 15. O femeie a pierdut un leu în casă. Când adunarea are mii de oameni, atunci s-ar putea ca lucrul nostru să nu mai fie eficient. Nu se mai promovează cântăresc, predicator, că nu-i locul, nu-i timp, nu-i unde. Și atunci este normal, e înțelept, ca un grup să plece, să formeze o altă adunare. Uriașii au fost până la potop. La potop Dumnezeu i-a nimicit ceva după potop. Fie lui Anac și lui Rafa, omorit în vremea Domniei lui David. Deci și bisericile astea uriașe, în care nu există niciun control. Nu sunt după Biblie. În America, la ora actuală, a fost de mai multe ori în America, se dezvoltă un tip de biserică. Un tip de biserică în care oamenii vin duminică la ora 10 la biserică, este un păstor, un predicator extraordinar de bun, predică puternic, un grup de cântăreți, laudă și închinare, oamenii vin, lasă mașina în parcare, intră în biserică, ascultă o predică și pleacă acasă. Nu-i nicio evidență, nu-i nicio contabilizare, nu-i nicio veghere unii asupra altora, pe tine nu te interesează din nevasta mea, de copiii mei și de serviciul meu. Eu vin duminică, stau 2 ore în biserică, îs frate cu voi și am plecat. Oamenii de astfel de biserici au nevoie acum. Nu-i membru nici acolo, nici acolo, nici dincolo, nici dincolo. El vrea libertate. Când n-are nevoie de adunare, vine, plecat, fă-mi binecuvântare, fă-mi nuntă, fă-mi botezul, după care pleacă înapoi. Asta nu e unitate în biserică.
Când vorbește Pavel de biserică, în primele 17 capitole spune: căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dumnezeu să ne ajute, amin? Acei coloși nu sunt ceva de apreciat. Decât o biserică cu 3.000 de membri, mai bine de 10 biserici cu 300. În al doilea rând, când distanțele sunt foarte mari și sunt familii numeroase care trebuie să vină duminică de 2 ore, o dată dimineață, o dată seara, câte 100 de kilometri, măcar că aveți drumuri bune aici, se justifică într-un fel, măi, voi de acolo, grupați-vă și faceți o biserică în dragoste, în legătură frățească. Când o clădire e bună și nu mai încape, și am întâlnit în mai multe locuri asta, când clădiri mari, moderne, frumoase, au spus, le dărâmăm și facem alta mai mare. Parcă nu e o justificare. Măi, dacă toți suntem mulți aici, casa bună, clădirea e bună, hai mai facem una parte cealaltă, dar tot în legături frățesc. Asta, există o justificare a unor despărțiri. E o mulțificare naturală. Că odată mă întreba un frate, vorbind de o despărțire, o spus, măi, copiii în familie, dorm într-un pat, într-o cameră, să înveliesc o placă. Vine vremea când se împrăște, când se despart. Se spunea fratele, copiii se despart oricând îs mulți și nu mai în cap, oricând îs mari și tot în cap. Și spunea că s-a deschis o adunare, nu știu unde. Și el mă întreabă, măi, erau mulți sau erau mari? Că probleme diferite. Nu se justifică despărțirea unei adunări în momentul în care eu am o mare dorință de întâietate. Eu vin să stabilez cu familia aici la voi. Mie îmi place să fiu șef. Am de la Domnul darul cârmuirilor. Dar dorul n-a să mă lasă niciodată. Probabil. Da? Vorbesc ipotetic, vorbesc de mine, ca nu vorbesc de voi. Voi mă spărați. Și atunci ce fac? Încep ca Duhul lui Diotref, care vrea întâietate în toate, așa ca Duhul lui Absalon, merg în parcare, merg pe stradă, merg la ușa adunării, e bun, dar nu e bună conducerea, voi nu vedeți ce conducere este, ei, acolo trebuie așa, 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 așa. Și Biblia spune că Absalon îndrepta inima poporului spre el. Cât de bun era Absalon, scrie în Biblie. Dar au reușit să facă o spărătură în Israel. Dorința de întâietate a cuiva nu justifică desfărțirea adunării. Nici o încredințare păcătoasă nu justifică desfărțirea adunării. Eu știu într-o adunare în care unul pe motiv de beție a fost pus 3 luni deoparte și citit era în bun pentru că folosea alcool. La care tatăl său, un om în structurile de conducere, a spus, ne facem noi adunarea noastră ca să nu-i mai dați voi afară. Și oamenii ăștia, un grup, au făcut adunarea lor, că nu le-au plăcut la ținută prea fanatici, la cină prea dur sunteți, în predică sunteți prea hapotnici, în cutare așa. Și noi ne-am grupat, ăștia mai liberi, cu vedere mai larg, ne facem adunarea noastră. Dar asta nu e o justificare. Biblia ne învață să fim de aceeași părere, aveți același fel de vorbire, același fel de trăire. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Fraților, Pavel vorbește de Biserica Domnului și când vorbește de Biserica lui Dumnezeu, vorbește de unitatea Bisericii. Mai există o filozofie ieftină. Sunt chemat într-o biserică în care s-a desprins un grup fără nicio justificare. Tot așa, dintr-o dorință de întâietate. Și când stăm de vorbă să venim cu un bătrân și spune, frate, Dragoș, bine că nu s-a făcut o crâșmă, bine că s-a făcut o adunare. Și am spus, frate, ce filozofie grozavă. Asta Jehova n-a știut. Că ar fi umplut Israelul cu temple și cu altare. Dar în tot Israelul nu era decât un loc de întâlnire, care centraliza națiunea cu Ierusalim. Știți că cele 2 seminții și jumătate, când au făcut un altar mare, citiți Iosua 22, a fost o pricină de ceartă pentru ce a făcut 2 altare, ăia s-au justificat, au spus, nu aducem jertfă, e doar semn de aducere a minte. Iar noi avem filozofia asta, vine cu nu-s 2 crâșme. De ce a chinuit Dumnezeu pe evreie de
din Dan până la Beersheba, să vie mânând turne de viței sau să fie cu argintul buzunar să se ducă la Ierusalim să aducă o jertfă. De ce nu? Mai târziu oamenii s-au convințit. Aduceau jertfe pe înălțimi unde au vrut ei să le fie mai ușor. Dar voia lui Dumnezeu știa. Centralizarea asta aduce părtășire, aduce unitate. Fraților, aș dori ca Duhul Sfânt să ne cerceteze inimile. Vorbim de creștini, vorbește Domnul de unitate. În al doilea rând vorbește de activitate. Și spunea cuvântul Domnului așa, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, 4:11 în jos, pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de zidire, ca să nu mai fim, până vom ajunge la unirea credinței, cunoștințe Fiului Dumnezeu, ca să nu mai fim copii, putin încoace și încolo de orice învățătură, prin șeretenia și mijloase de amăgiri și credincioși adevărul, să creștem în toate privințele. Acum compară biserica cu un trup în care fiecare trebuie să facă ceva. Nu sunt șomeri la adunare. Prin ceea ce dă fiecare încheietură. Unul e un mădrunar mai proeminent, vizibil. Altul e ceva mai ascuns, nu se vede. Mă uit la dumneavoastră, văd cap, mâini, picioare. Și ne rugăm pentru astea. Care din dumneavoastră v-ați rugat pentru glanda tiroidă, vădată? Dar știți că dacă n-ai tiroidă, ai deja mari probleme? Sunt mădrunare ascunse. Sunt slujbe vizibile și slujbe care s-au ascuns. Eu predic, vă uitați la mine, grozav, așa? Dar mai grozav ca mine e acela care postește și închide ușa după el și se roagă pentru adunarea asta. Pe lista de mijlocitori, că mai sunt locuri, fraților. În Evrei 10, Evrei 11:10, spune de Avram, că au văzut cetatea care avea temeliile tale. Eu când mă uit la o casă, la un bloc, la o construcție, nu mă uit la temelii. Dar trăinicia unei construcții o dă temelia fraților. Eu fiind băiat la Căjân, n-am făcut fundație la casă. Am pus pe pământ, că tatăl a spus, nu vă avea banii pe pământ, măi. Și casa mea e fisurată toată. Are crepături, tot le-a sub și din nou crapă, că n-am temelii la casă. Ba încă m-a venit un prieten, într-una din zile asta, o să-mi arăt în America. S-a uitat la casa mea și a spus, frate dragă, și te învăț eu ce se face. Dă jos acoperișul și mai pune un etaj. A spus, pleacă de la casa mea, că tu nu vrei bine, tu vrei rău, mă. Dar vine casa ta, așa care pe mine. Tu mai pui un etaj deasupra. Când s-a uitat Avram, a văzut că are temelia tare. Temelia e partea care nu se vede la o clădire. Eu mă uit aici, cânt coro. Și că v-ați oprit, despre asta avem cerța noi. Să fie singura voastră de șară. Da? Și noi mai creștem, tot creștem, în multe viață. Da? Dar câte repetiții, acolo e temelia. De 10 ori și nu iese bine, acolo e temelia. Vine o puștoaică aici în față, mică, și cântă Domnule o cântare, Domnul să te binecuvinteze. Știți voi zilele de fosta mame? Știți voi repetiția de acasă? Știți voi tata când se roagă pentru băiatul ăla? Vine unul și predică. Știți voi câte cercetare? Câte nopți de studiu? Vine ei și cântă. Știți cât e muncă? Nu vedeți munca, normal. Voi vedeți slujirea publică. Dar tăria unui clădiri nu e în geamuri și în acoperiș. E în temelie. Uitați-vă la un pom. Mă uit la un pom. Are frunză, are fructe, grozav. Pom ornamental, dacă vreți. Dar știți că trăinicia unui pom e rădăcină? Că rădăcina ține pomul. Dar cine vede rădăcina? Eu aș dori ca Domnul să ne dea înțelepciunea, amin, ca să stăruim în lucruri și în lucrurile care nu se văd. Amin. În acele ascunse, în acele din odăință, în acele când încui ușa de două ori după tine și te rogi pentru adunare, pentru copii, pentru predică, pentru cântăreți, pentru cărmuitori, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dar vă mai spun un lucru. În adunarea Domnului toți au ceva de făcut. Și bine este ca să știi slujba la care ești chemat și să te ții de ea. Că vine judecata, la unul da 10 pon, la unul 5, la unul pon. Și când o tras la răspundere, vine ăsta,
cu ștergarul. Se spune, știu că ești un stăpân aspru, că secer de unde n-ai semănat și atunci de unde n-ai putut. Uite porul tău. Știi ce spune Dumnezeu? Rob, viclean și leneș. O mai avut omul ăsta timp de pocăință? Nu. Legați în mâinile și picioarele, aruncați în tunelicul de afară. De aici încolo nu mai este timp de pocăință. Dacă Domnul m-a chemat să predic și eu nu predic, îți viclean și leneș. Dacă Domnul m-a pus să prorociesc și eu nu prorociesc, îți viclean și leneș. Dacă Domnul te-a chemat să cânți și tu nu vrei să o faci, ești viclean și leneș. Haideți să lucrăm fiecare. Prin ceea ce dă fiecare încheietură, tu ești o încheietură, o balama în mândularul lui Hristos și ai partea ta. Și încă un lucru important. Rămâneți în lucrarea la care vă chema Domnul. Amin. Se întâmplă acum că dirijorul vrea diacon până la urmă, în adunări. Și prorocul vrea presbiterul sau măcar în comitet să fie, când el e prorocul Domnului. Și se duce prorocul, intră în comisia de împăciuire și se duc la o ceartă de două familii și vine la adunare și nu mai prorocește, că nu mai poate proroci. Și eu am spus la unul, nu mai bine rămâne proroc numai. Că asta e lucrarea care ne-a chemat. Era odată, eu chemat un frate, o știți foarte bine, o predicată aici adunare, și îmi spune fraților, eram cu un grup de frați, mergem acasă în familia asta, ăsta este un frate deosebit. Dar soția lui bolnavă de cancer. Păi omul ăsta are pe inimă întărnicia, milostirea, el se ocupă, strânge de ajutoare, e foarte săritor. Are o voce bună, el conduce cântările la adunare. Și vă rog frumos să ne rugăm pentru el. Ne plecăm pe genunchi, ne ridicăm și un proroc spune, frate, mi-a arătat Domnul pomul dumitare, n-avea roadă. Și încă mi-a arătat Domnul că avea o parcelă de pământ pe care trebuia să lucrez, era numai buriam toată, nu lucrai. Dar te duceai și lucrai pe alte bucăți. Le arătai la ăla, la ăla, dar parcelea ta era tare bunenoasă. Noi știam că mi-a spus păstorul, serios, că ăsta e grosav, acum a venit Duhul Sfânt și spune că nu e așa. Și el spune, fratele, cum v-a spus fratele, eu când o fac? Și prorocul întreabă, măi, aș te întreb ceva. Când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ți-a dat darul prorocie? Da. Și ai prorocit? Da. Și te-ai oprit? Da. De ce? Păi prorociți, disprețuiți, nu-ți crezuți lucrările, du-te repede la prorocie. Domnul nu te-a chemat să strângi cartofi în sat. Are altul pus acolo. Domnul nu te-a chemat ca să începi cântările. Are alt pus la cântare. Domnul te-a făcut proroc, tu te-și prorociești până nu ești legat și aruncat în afară. Fraților, în adunarea Domnului fiecare și are locul lui. Are chemarea lui. Când predicam eu la căsătorie odată spuneam că e o ierarhie. În instituția astea nu se dau examene de ocupare a postului, așa cum e în lume. Te duci la un spital, te duci la o bancă, domnule, examen de ocupare. Când intră în familie cineva, fiecare intră pe postul lui. Bărbatul la locul lui, femeia la locul ei. În adunare nu se dau examene de ocupare a postului. În adunare fiecare e chemat de Dumnezeu pe locul lui. Și toți trebuie să lucreze, amin? Vă întrebați în mod serios ce faceți voi pentru adunare? Vă mai pun încă o întrebare. Dacă toți din adunare ar fi așa ca tine, cum ar fi adunarea? Dacă toți din adunare ar veni, ar frecventa adunarea așa ca tine, cum ar arăta adunarea, joi, seara sau când vă mai adunați voi? În seara asta sunt îndemnat de Duhul Domnului să vă spun, să slujiți în adunare cu darul care vi l-a dat Domnul, căutați-vă repede locul și fiți credincioși în lucrul în care vi s-a încredințat. Amin? Amin? Și acum, din astea două, reiese un al treilea lucru. De creșterea noastră. Că vorbeam de unitate și vorbeam de activitate și vorbesc de stabilitate. Ca să nu mai fiți copii, plutind încoace și încolo de orice vânt de învățătură, prin șiretenia oamenilor și mijloace de amăgire, ci credincioși adevărul să creștem la statura de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Doamne, ajută-ne la asta! Amen. În momentul când într-o adunare este unitate,
În momentul în care o adunare în biserică este activitate, adunarea aceea crește. Și Pavel spunea să creșteți în toate privințele. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cum să creștem noi? În Exod 23:30, Domnul spunea la evrei, nu fugăresc pe cananiți din țară, așa dintr-o dată. Să nu ajungă țara un pustiu. Dar în versetul 30 spune, eu vă voi crește la număr ca să puteți să stăpâniți țara. Vă crește la număr. E o creștere numerică. Dacă vă fac o urare în seara asta, doresc ca Dumnezeu să vă mulțească mult mai mult. Amin. Fiii rătăciți să se întoarcă acasă. Amin. Cei care au plecat nejustificat să vină înapoi. Amin. Și sunt, cred că, destui români care nu-L cunosc pe Domnul. Domnul să-i aduc aici în adunare. Noi suntem o familie unită, așa cântat, să găsească aici o familie. Amin. Și dacă voi mai veni odată, eu nu spun că voi veni, Eclesiastul 5 spune, nu te privi, da? Dacă voi mai veni să fiți mult mai mulți ca acum. Amin? Amin. În Luca 2:52, vorbind despre Domnul, spunea, și pruncul creștea în înțelepciune. Lui Daniel, capitolul 12, spunea, cunoștința va crește. Și aș dori ca noi toți de aici în adunare să creștem în cunoașterea Domnului. Amin. Și să creștem în înțelepciune. Amin? Amin? Apoi spunea cuvântul Domnului în 2 Corinteni 10:15, că dacă va crește credința voastră, aș dori să ne crească și credința, fraților. Credința vine în urma auzirii, Roman 10:17. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar credința este și un dar al Duhului Sfânt. De 1 Corinteni 12:8-9. De pildă unuia fratelui dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință. Altuia despre înțelepciune. Altuia-i dată credința prin același Duh. Nu știu cum, dar doresc ca Domnul să vă crească credința. Amin. Ca să ne crească credința, odată este dar de la Dumnezeu, îl primim de la Dumnezeu, odată e strădania noastră. Uite, o metodă este aducerea aminte din evrei. 10. Aduceți-vă aminte. Știți că aducerile aminte ne cresc în credință? O plecat în Valea Terebinților David să se bată cu Goliat. Și l-a întrebat Saul, ce argumente ai tu? Ăsta are 3,25 m înălțime. Tu ești un puștan. Cum te duci să te bați? Robul tău păștea oile tatălui său. Și când un urs sau un leu venea să-mi ia o oaie, mă aruncam asupra lui și smulgeam oaia din gură. Și dacă se ridica împotriva mea, îi rupeam farca. Cel care a fost cu mine atunci, va fi cu mine și acum. Sunteți aici care ați fost vindecați de Domnul? Amin. Sunteți care ați fost ajutați de Domnul? Amin. V-a dat Domnul bucată de pâine? Amin. V-a ascultat când a strigat către El? Amin. Cel ce v-a ascultat atunci, aici în adunare, în seara asta? Amin. Cel care a fost cu noi atunci și acum? Amin. Și încă mai spunea un frate, un Dumnezeu frumos, când s-a uitat Domnul la Goliat, să uita cât e de mare, un cap mare, 3,25 m, voinic, o sabie mare, toți fugeau. Dar spunea că David s-a uitat la el și-a spus, bă, ce cap mare are, când îi trag un petrol, de în frunte, nici n-am cum să ratez, ce frunte mare are. El se bucura că are fruntea mare, că e ușor de vorbit. Spunea că unii suntem din ecranul, voi, ce uriaș, ce greutăți, sunt ușor de bătut așa. Că Dumnezeu e cu noi, frate. Amin. A, și cu un gând legat de David. Ce l-a văzut pe David când se lupta cu leu și cu ursul? Îi mărturia lui, el era sânt. Păștea într-un zăvoi oile și nu chema oameni, veniți să vedeți cum mă bat cu leu. Și spunea un frate, cât ești dipocăit când ești singur, atâta ești dipocăit și în mijlocul mulțimii. David păștea oile singur, dar el când era singur cu Domnul, rupea leul și rupea ursul. Când a venit în fața două oștiri, el l-a bătut pe Goliat. Când ești dipocăit, când ești singur în cameră pe internet, atâta ești dipocăit și în adunare. Nu poți fi mai pocăit. Doamne, dă-ne pocăința, amin?
frate mei. Vorbind de creșterea aceasta, mai spunea în parcă 1 Tesalonicieni, capitolul 3, versetul 12, spunea cuvântul Domnului așa. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste, unii față de alții și față de tot. Cum facem și noi înșine pentru voi. Eu când am venit aseară prima dată, mulți de voi nu m-am cunoscut, pentru că nu m-am cunoscut pe niciunul de aici. Așa v-am îndrăgit, aseară v-am iubit și mi-a fost dragi, m-a rugat pentru voi. Vă spun ceva, azi vă iubesc mai mult. Și mâine să vă iubesc mai mult ca azi. Că în mine dragostea crește. Așa e și la voi? Eu am acasă o rivadă, am copaci. Și dacă un pom care îl pune acolo 2, 3, 7 ani nu crește deloc, e o problemă, îl tai. Dacă dragostea în mine nu crește, eu sunt pocăit de 56 de ani. Trecut de 56 de ani. Asta am spus în ansamblu pe Olten și a venit un frate și mi-a spus, dar ce mă, ai 80? Zic, nu, am împlinit 56, am trecut. Și ce ești pocăit în prima zi? Și am spus, frate, ai dreptate, am greșit. Nu sunt pocăit din prima zi. Biblia spune că dacă unul din părinții credincioși copilului sfânt, zic, în primele zile am fost sfânt, după aia am fost pocăit. Nu? E logică, da. Eu sunt pocăit de 56 de ani. Și în mine dragostea crește de 56 de ani. Știți ce dragoste mare am eu? La voi tot așa? Amin. Doamne ajută-ne, amin. Amin. Frațelor, când vorbește Pavel în Efeseni 4, vorbește de o primă entitate, Biserica Domnului. O biserică care e unită, vorbește de unitate, activitate și stabilitate. Puneți, nu mai plutim în coace și în cor. Noi creștem și devenim foarte stabili în Domnul. Doamne ajută-ne la asta. Vine capitolul 17, a doua entitate și eu mă uit și la aceasta. Da. A doua entitate. Iată ce vă spun și vă sfătuiesc eu în Domnul. Să nu mai trăiesc cum trăiesc păgânii de șertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina pietrinei inimii lor. Ei și-au pierdut orice simțire sau de dar la desfrânare și se vrășesc cu drăgămie orice fel de nelegiuire. Ăștia sunt păgânii. Păgânii trăiesc în necunoaștere pentru că trăiesc în gânduri deșarte. Cuvântul de ordine în cartea eclesiastică este deșertăciune. Totul e deșertăciune și goană după vânt. Dar eclesiastru are o viziune la tot ce se întâmplă sub soare. Privirea lui eclesiastru nu trece dincolo de soare. El privește la ce se întâmplă sub soare și constată că e deșertăciune și goană după vânt. Averea ta și tot ce adun tu e o deșertăciune și goană după vânt. Plăcerile tale, că el spunea, mi-am sădit pom, mi-am făcut fântâni, am avut femei, am avut viduri alese, am avut o mulțime de cai, am avut toate plăcerile, la urmă spun, deșertăciune și goară după vânt. În perspectiva lui terestră, la tot ce se întâmplă sub soare, cuvântul apare deșertăciune. Păgânii trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Când te gândești numai la aici, acum, când te gândești numai la haină și la traistă și la pâinea ta, îi este o deșertăciune. Dar noi am venit din cer, Fiul lui Dumnezeu, ne-a ridicat privirea dincolo de soare. Și noi avem o perspectivă cosmică. Noi vedem prin ochii lui Dumnezeu, dincolo de mormânt, există o viață. Dincolo de moarte există o întâlnire cu cei dragi. Lăviți să fie Domnul. Frații mei, trăiesc în deșertăciunea gândurilor, având mintea întunecată. Și Pavel spunea în Corinteni, capitolul 4:2, și dacă Evanghelia aceasta este acoperită, este acoperită pentru cei cu mintea necredincioasă, care au acoperit-o Dumnezeul veacului acestuia, să nu vadă strălucind Evanghelia slavei lui Hristos. Există Dumnezeul veacului care ne acoperă Evanghelia. Să ne păzească Domnul de asta, amin? Păgânii trăiesc în necunoaștere și trăiesc în nestăpânire sau neînfrânare. Și-au pierdut orice pic de simțire.
În cartea Proverbii spune, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Eu mai recomand și mai citesc eu învățăturile de bun simț, le găsim în cartea Proverbilor, să mai citim pe acolo. Și să vărășesc cu lepomie orice fel de nelegiuire. Să ne păzească Domnul, amin? Și pentru că timpul trece. Aș vrea în partea finală a învățăturii să facem o evaluare personală. Și acum să vedem cât suntem noi de crescuți. În biserica, în spăgâri. Noi suntem în biserică, nu? Noi suntem în biserica Domnului, nu? Dar acum să vedem care e menirea noastră, ce trebuie să facem noi. Când vorbim de cuvântul desăvârșire, din punct de vedere gramatical, îl întâlnim la trei tipuri. Timpul trecut, timpul prezent și logic, timpul viitor. 1 Corinteni 2:6, Pavel spune așa. Ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu o înțelepciune a viacului acestuia. Deci Pavel propovăduia la cei desăvârșiți. Eu vă întreb, cei din Corint erau desăvârșiți? Știți cum foloseau darurile Duhului Sfânt? Cu mare neorânduială. Știți cum era la cină în Corint? Unul sunt uiba și altul sunt băta. Și altul încă nu era venit la cină. Asta e desăvârșire. Și Pavel spune așa. Ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți. Scrie la cei din Corint. Există o desăvârșire pozițională. Când noi ne-am pocăit, Dumnezeu ne socotește neprihăniți, desăvârșiți. Slăviți să fie Domnul! În 1 Petru 4:10 există o desăvârșire finală. După ce veți suferi puțin, El vă va desăvârși. O desăvârșire la începutul pocăinței, o desăvârșire la sfârșitul pocăinței. Iar între astea două, în 2 Corinteni 13:11. Fraților, fiți tari, desăvârșiți-vă! Amin. Ce trebuie să facem noi acum? Să ne desăvârșim. Amin. La timpul prezent. Asta de acum e treaba noastră. Să ne ajute Dumnezeu. Amin? Amin. Când vorbeam din Psalmul 40, îmi pusese nădejdea în Domnul, s-a plecat pe mine, mi-au zis grigde, m-a scos din groapa pe ele, din fundul pocilului, mi-au pus picioarele pe stâncă și mi-au întărit pașii. De acum eu mă duc spre Canaan. Dumnezeu ne-a spus din Galateni 1:4, din veacul ăsta rău. Coloseni 1:13, ne-a strămutat în împărăția Fiului. Asta Dumnezeu a făcut ce n-am putut face noi. Ne-a smuls de în lume, ne-a promis în Canaan, dar drumul ăsta îl parcurg eu de aici încolo. Asta faceți voi aici în Austria. Acum Dumnezeu ne-a așezat în Hristos. Suntem în biserica Domnului, nu suntem păgâni. Dar treaba noastră este să ne desăvârșim. Hai să facem o evaluare. În funcție de vorbirea noastră. Spuneam că în Efeseni, acolo am citit, da? Efeseni, capitolul 4, cuvântul Domnului spune așa. De aceea, lăsați-vă de minciună. Avem aici minciuna și avem aici adevăr. Voi sunteți mai aproape de minciună sau de adevăr? În trăirea voastră zilnică. Spuneam la fratele Doru că eram la adunare pe genunchi și Duhul Sfânt îmi spune așa, predică despre minciună. Și eu vorbesc cu Domnul. Și spun, Doamne, eu știu câte ceva, dar nu știu foarte clar. Și în fracțiune de secundă, Domnul mi-a dat o predică despre minciună. De la originea minciunii până la răsplata minciunii. Cu toate alte lucruri. Și am predicat atunci despre minciună. Acum eu vă întreb, cum stați cu minciuna și adevărul? Noi suntem în biserica Domnului, dar trăim în firea pământească. 2 Corinteni 10:3, Pavel spune, măcar că trăim în firea pământească. Și eu trăia în firea pământească. Voi când ați spus ultima minciună? Știți? În Ioan 8:44 spune așa, că El e mincinos și Tatăl minciunii. Dar ca să se nască un copil, nu e voie numai de tată, trebuie un tată și un mamă. Și eu spun, dacă diavolul e tata minciunii, mama minciunii, cine? Păi mama minciunii ești tu. Pentru că tu te unești cu diavolul și amândoi împreună nașteți o minciună. Da?
Deci tu nu te unești cu Hristos. Tu te unești cu diavolul că spui o minciună. Te-ai cuprat cu diavolul, el e tata, tu ești mama și împreună sunteți niște făuritori de minciuni. Că scrie eu, toți sunteți niște făuritori, născocitori de minciuni. Când vorbesc de minciună, la origine spun, există o categorie de oameni care nasc minciuna. Există unii care exagerează. Lui Efraim îi place vântul de la răsărit și aleargă după el. Zilnic mărește minciuna. Citiți în cartea Osea, da? Ce înseamnă exagerări? Domnule, dacă eu m-am rugat pentru frate că-l durea capul și-o trecut, în Spania se aude că era pe pat bolnav de cancer și Domnul l-a vindicat. Dar pe el nu l-a vindicat capul. Și uite așa ducem dintr-o parte în alta, unul naște minciuna și unul însu, mereu exagerări și unii poartă minciuna. Sunt cărăuși de minciună, care eu minciuna de aici, o duc dincolo. Mi-a spus, măi frate, ce-i spus treaba? Nu zi vinovat, tu de la el știe. Și dacă o știi, trebuie să o spui. Odată la noi, un frate se duce în vizită la alt frate. Omul da cuva. Și-i spune, ce faci frate Ion? Asta nu-i spune, doar el da cuva. Spune, băi Elie, ar merge o adunare, s-o put aici? Băi, tu nu ești normal, cum îți place adunare? Dar se spune, băi, dacă fac adunare, pui băncine? Asta mai trebuie cu aminte și pleacă. Și începe, știi că Ion face adunare, Ion face adunare. Mă întâlnesc cu fratele Ion, eu când spune, băi, n-ai auzit, fac adunare. Băi, am auzit, ce cu vorba asta? Băi, eu dam cuva și-o venit ăla, m-a întrebat ce fac și-o întrebat dacă n-ar merge o adunare. Și i-am dat de lucru, trec o să amână, o dat telefoane și o mers pe la toți. Știam că nu îi place. Și am dat ceva de lucru, spunea să-ți văduiesc. Dar cine te pune pe tine să care minciuna, măi, omul? Cine pune să dai telefon, ai auzit, frate? Când a numărat Solomon străine din țară, au găsit 153.600. Știți cum i-au împărțit? 70 tari piatra, 80 cară și 3.600 îndeamnă popor. E mai greu la cară. Știi ce greu e să cară o minciună din jindor? Ei, și acum vine Biblia și spune așa, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună adevăr. Cum stați cu vorbirea voastră? Și apoi mai spune Biblia aici, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce s-a luat. Ei, la minciună am mai avut o problemă. Nu vorbesc de minciună. Am avut o problemă cu minciunele din politiță. O cântare veche spune, de aceea lăsați-vă de minciună, lăsați-vă de gluma ușoară, că sufletul vi-l omoară. Luptați cu fățărnicia, luptați cu minciuna, cu gluma ușoară. În glumele astea poate fi o mică minciună. Dar în răspunsul de politiță, iar poate fi o minciună. Mă duc în casă la cineva, mănânc și nu-mi place mâncarea. Se spune cum a fost. Super, foarte bună. Mă întâlnesc cu cineva, nu l-am văzut de 20 de ani. Se spune, bă, dar tu nu mai îmbătrânești, bă, e tot tânăr. Dar era niște riduri, așa ca moșul, de aici. Mă întâlnesc cu o soră care are rochie nouă. Băi, ce bine stă, dar nu-i stă bine deloc. Dar cum să-i spun, băi, ce rău stă rochia asta? Și frate mă întreba, cum e cu politiețele astea? Băi, ne-am spus, măi, nu spuneți minciuni. Nu trebuie să spui, nu-i mâncarea bună. Dar nu-i spune nici că e bună. Nu-i spune, băi, ce frumoasă ești, dacă tu vezi că nu-i frumoasă. Nu-i spune nici că ești urât. Dar da, e bună, spune pacea Domnului și discută altceva. Cât e ceasă, potent. Ei, dar aici, la minciunile din politie, să fiți foarte atenți, da? Că e tot minciună. Și acum spune Biblia așa la vorbit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Când voi ieși tu ultima dată un cuvânt stricat? Vorbeam aseară, m-am scăpat. De unde l-ai scăpat? Dumnezeu să ne dea pocăință, fraților. Ci mai degrabă unul bun pentru zidire ca să aducă har. Să ne ajute Domnul, da? Acum noi facem o evaluare la limba noastră de care vorbeam aseară, la vorba noastră. Minciună și cuvânt stricat apare aici. Să ne păzească Domnul. Mai apare și strigare și alte. Hai să vorbim ceva de temperamentul nostru. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să nu pună soarele peste mânia voastră. Cum adică mâniați-vă și nu păcătuiți? Că în altă parte spune că mânia omului nu lucrează neprihănirea Dumnezeu.
Eu cred că mânia asta are o înțelegere în 1 Samuel 11 cu 6. Știți că în obilina Hașamonitul, la cei din Ramotul din Galaad, sau din Iată sub Galaadul, le-au spus, vă scot la tățul mochi. Și când le-au spus lui Saul, Biblia vine și spune așa, Duhul Domnului a venit peste Saul și Saul s-a mâniat foarte tare. Adică cum am fi noi la sărăniță, coboară Duhul Sfânt peste noi și ne mânim. Îți pare normal? Că acolo e clar, Duhul Domnului a venit peste Saul și Saul s-a mâniat. Poate fi o mânie că a venit Duhul Domnului. Eu asta am spus că este o indignare. Când cineva îmi bajocorește, îl înjur pe Dumnezeu, eu mă mânie. Băi, de ce nu înjur pe Dumnezeu? Odată vorbea cu cineva de reopitat. Se spune, vine în pace. Eu sunt băiatul meu, cunosc. Eu mânie sfântă, eu indignare. În Viena cunosc un frate, mi-e bun prieten de o seamă cu vine, la care un puștan îl vorbea direct. Când spunea de el, așa. Băi, ăsta, se întâlnește cu altul. Bă, vezi că este un puștan, vorbește de tine. Bă, vezi că, bă, cine? Și la după ce ăla vorbește de tine, atât spune cât ești tu de rău. Și odată era o nuntă și el se duce lângă el, ce faci, ești mai la nuntă, da? Și cu ce mergi? Așteptă mașina, hai, te duc eu. Da, frate, dacă vrei, nu. Dar nuntă era până la un castel, undeva printre munți. Și până la jumătate drumul spune, băi, tu-l cunoști, frate, da? Și puștanul, ăla, e un bandit, frate, ăla așa. Bă, dar-l cunoști? Dar matale nu-l cunoști, ăla, băi, uite la mine, eu să asta era mâine. Te rog frumos, pobor de mașină. Pobor de mașină și hai să ajungi la multe până de sara. Frate, te rog, iar, bă, de ce mă vorbești de rău? Era o mânie, era o indignare, zic eu. Ar fi o justificare. Dar acum vine Biblia, spune să n-apune soarele peste mânia voastră. S-a întâmplat să apune soarele? Vreodată? S-a întâmplat? Să te pun supărat pe nevastă. S-a întâmplat? Așa dați din capul, parcă ați vrea să mergeți în rai toți. Dar surorile s-au întâmplat să fiți mânioase bărbați? Cum vă exprimați mânia? Eu, când m-am căsătorit și eram supărat, nu mâncam. Dar îmi plăcea că nevastă mă venea, eu trecut de 30 de ani de noi. Îmi plăcea că venea și spunea, hai, vezi cum te-ai supărat degeaba, hai, mănâncă, hai. Și râzbia orgolul meu și apoi eu ce dam și mâncam și... Într-o noapte am zis la servici, că am făcut servici greu, mecanică, locomotivă, rup de foame, ceva nu mi-a convenit. Ea dormea, era târziu, noaptea spune, mănânci, nu mănânc. Și ea se culcă, nu mai roagă. Dar nu că se culcă, dar doarme bușean, e mâna ea, băie, când mânești, eu așteptam să mânc. Ea nimic, domne. M-aș fi sculat să mănânc, dar orgolul meu de bărbat, unde era? Foame ca noapte ce e, n-am avut niciodată. A făcut arăpat, a fost în aplicație. Măi, ca noapte ce e, nu mi-a fost foame niciodată. Și atunci am hotărât că dacă mă mai mâni, mănânc totuși. Am zis, mă manifest o altfel. Și odată eram la adunare și o predicat fratele Moroș, la zi, proroc, om bucăit 70 de ani. Și spunea așa, surorilor, când bărbații voștri sunt mânioși, să nu le dați mâncare, că ei trebuie să se ridice, să se roage. Eu frângeau pâinea cu mulțumire. Ei trebuie să se ridice, să se roage la masă. Cum se roagă dacă sunt mânioși? Nu îi ispitiți, nu le dați mâncare. Dar eu predicat și ca la mine. Mi-a spus, mă, asta o fost de la Domnul. Și-o trebuie să caută alte metode. Acum am îmbătrânit. M-am mai liniștit, m-am calmat. Cum stați cu mânia? Asta aparține de temperamentul nostru. Îi mânia orice amărăciune. Și eu am o predică de amărăciune. Amărăciune din familie. Când s-a însurat Esau, a fost o pricină de mare amărăciune pentru părinți. Boala și moartea al Galb a spus, o trecut amărăciunea morții. Există amărăciune în familie, multă amărăciune. Există amărăciune profesională, egiptenii la evrei le făceau viața amară, cu cărămiză de cele. Există amărăciuni în adunare, la slujiri, și multe categorii de amărăciuni.
Dar Pavel ne spune orice amărăciune să piară de mijlocul vostru. Amin? Mă, nu vă duceți acasă, mă, neoși, măi. Nu vă duceți acasă, amărâți, mă, că nu-i bine. Duceți-vă plin de bucuria Duhului Sfânt. Amin? Și acum facem o evaluare a pocăinței noastre. Dumnezeu ne-a pus în Hristos. Ne-a desăvârșit la început. De acum continuăm noi cu desăvârșit. Atenție la gură. Se spune orice fel de răutate și nu predic de răutate, că e prea mult. Dar vorbesc de preocupările noastre și cu asta închei predica. Cine fura, să nu mai fure. Fraților, atenție la furat. Atenție la furat. Cunosc un om. Lucrează de mulți ani în Austria. De mulți ani. Are tot ce-i trebuie. Dar un duh o pus stăpânire pe el. Și la un moment dat l-a prins la furat, l-a condamnat, i-a dat un an și jumătate și atâta a fost o rușine de mare. Soția pocăiți, copiii pocăiți, s-au auzit peste tot. Noi n-am luat nicio măsură. El e membru și aici și acolo și deschideți la mică ei. Așa ca unii din voi. Și până la urmă a intervenit prietenul de-a lui, patronul de aici, l-a scos pe cauțiune, a plătit avocat, a dat voie să doarmă acasă și a trecut, s-a spălat rușinea. Acum are o fată, are nuntă cu fata și nu tare de mult, s-a pus într-un magazin, trebuie acasă să schimbe un întrerupător. Și a furat un întrerupător. Și l-a prins și l-a arestat și i-a dat și de urmă. Îmi spunea cineva că s-a pus în fața fetei în genunchi și plângea, spunea, iartă-mă. La vântul de poate veni, vă dați seama iară rușine. Chiar credeți că omul ăsta n-are bani de întrerupător? Dar furatul ăsta e un duh, fraților. În spatele oricărui păcat este un duh. Și duhul ăsta creează dependență. Eu n-am știut că furătura creează dependență. Eu când predicam de păcatele care creează dependență, am spus tutunul, alcoolul, pornografia, drogurile, jocurile de noroc, asta creează dependență. Dar și furatul creează dependență. Cine poți, nu poate până nu fură. Și atunci Biblia vine și spune, cine fura, să nu mai fure. Amin? Amin. Cum suntem cu desăvârșirea la capitolul preocupării? Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui și cine fura, de ce fură? Ca să aibă. Dar nu vine Biblia să lucreze și să deie. Am ajuns la starea asta? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Eu închei predica. Nu știu dacă a fost pentru voi sau nu. N-am predicat niciodată de aici, decât anumite versete. Dar Domnul mi-a pus pe inimă să vă predic aceste lucruri. Biserica Domnului. Unitate, activitate și stabilitate. Crește. Păgânii, necunoaștere și neînfrânare. Iar acum facem un test de evaluare. Nu minciună, ci adevăr. Și vă rog frumos, nu mai spuneți minciună. Amin? Amin. Nu cuvinte stricate, cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Spune-mi amin? Amin? Nu mânie, nu amărăciune și nu răutate, ci bucurie în Duhul Sfânt. Amin? Nu furături, ci muncă și dărnicie. Putem spune amin? Amin. Doamne ajută din asta. Amin. Vine Pavel și vorbește de îmbrăcare și dezbrăcare. Dacă cineva a trăit în păcatele astea, în seara asta, dezbrăcați-vă. Luați haina asta murdară, dați-o jos. Vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în Duhul minții, ca și Roman 12:2, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Să ne ajute Domnul. Amin? Amin. Dar asta nu le putem face prin fire. Și acum vine versetul care spune să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți. 2 Corinteni 7 spune fiindcă avem astfel de făgăduinți să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Știi cine ne ajută? Duhul Sfânt. Eu nu mă pot sfinți prin fire, prin firea mea, prin educație, prin cultură, prin pedeapsă, nu. Cel care mă desăvârșește acum și cel care mă scapă de păcate și mă face sfânt, îi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea rămâne sub pecetea Duhului Sfânt. De aceea umblați după
darurile Duhului Sfânt, după umplerea cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt ne ajută, când facem evaluarea asta a creșterii noastre, să ne găsească Domnul desăvârșit. Amin.